Neața, colegul. Neața. Bine ai venit. Dar cum te cheamă? Liviu. Da, cine ești tu? Liviu. Liviu ești tu? Cameraman. Liviu... Vârciu, de care Liviu? Liviu de Giurgiu. Liviu de Giurgiu. Am înțeles. Și ce faci tu, Liviu? Bine. Cu ce te ocupi tu? La TV Giurgiu. Operator imagine, cameraman. Hai să le spunem... telespectatorilor noștri că ne-am propus să aducem cât un coleg aici, să stăm de vorbă cu el, că până la urmă e tot ceea ce ne interesează, oamenii din spatele micilor ecrane. Hai să vă arăt vremea. Uitați vremea la Giurgiu. Vremea la Giurgiu? Vremea la Giurgiu. A? Această curbă reprezintă cursul euroleu. Da? Deci plouă astăzi, să văd picuri? Nu sunt prea să văd picuri. Nu prea să văd. Deci va ploua, da? Este... foarte frumos, de stat în casă. Și știi cum se spune, când afară plouă sau e frig, tu mai bine stai în casă și... Și... Banii și... Și... Oh, faci copii. Oh, bun, așa. Știi, știi de astea tu. Pe unde vă petreceți de obicei timpul liber? Prin mai televiziune. Mult la serviciu, da. Aveți o locație așa, de obicei, prin Giurgiu? Că a fost o mare discuție vis-a-vis de pe unde poți să mai faci care niște chestii pe aici, pe unde mai petrești timpul liber. Nu sunt locații interesante. Dar cu prietenii cu astea? Mai răruț. Mai răruț. Că e mai drăguț. Că e mai drăguț și când e timp. Și Bulgaria, nu? Ceva de gen. Mai repede la bulgar decât la... De când? Da, da, de ce domnul Liviu mai repede la bulgar? Ce, la Giurgiu nu se poate? La Giurgiu. Giurgiu e Giurgiu. E mic. Tu ești de acord cu casa tineretului să fie refăcută? Să te duci acolo la un cinematograf? Dacă avem cinematograf, da. În Giurgiu te duci? Da, de ce nu? Și dacă ar face o șosală de popice, de ceva, de bowling, de astea, de... Păi nu a fost și s-a desființat. Deci nu merge. Se duc toate așa. Așa. Ai luat bacul? Poftim? Ai luat? Bacul l-ai luat? L-am luat aici, de la ruse, da. Exact. L-am luat de la ruse, da. Hai, domnul Dan, să intrăm în pâine, că trece copul. Așa. Îi oferim lui Liviu posibilitatea să citească primele trei evenimente care s-au întâmplat în trecut, dacă într-o zi de 18. Se mai ok aici? Deci, ai stereo. Am stereo. Da. Care, 1, 2, 3, da? 1, 2, 3. Regele Henric al VII-lea al Angliei se căsătorește cu Elisabeta de York, fiica lui Edward al IV-lea. În ce an? Crezi că era vreo diferență între căsătoria lor? În ce an? În ce an? În 1486. Unde scrie? Uite la început. În 1486. Cum vezi tu o nuntă între ăștia la 1486? Hă? Ce făcea mireasa? Habar n-am. Nici noi. Am vrea și noi să știm. Hai, mai departe. O numie. Frederic I se încoronează ca rege al Prusiei la Königsberg, 1701. Așa. Și vreo 32 de ani mai târziu a fost adus la o grădină zoologică din Boston primul urs polar prezentat public vreodată în SUA. Ai fost la grădină zoologică vreodată? Că eu n-am fost. Da, am fost. Unde? La București, în București. Și în Ploiești sau la Bucov. Așa. Și ai văzut animale de guțe acolo? Mm. Ceva care te-a interesat? Nu, să nimic acasă, special. Nu, nu. Cine știe ce. Hai, domnul Dan, să trecem repede de partea cu istoria. 1770... Ne scuzi. Da. Scuze-ne, da, domnul, secundă, avem puțină treabă. Exploratorul englez James Cook a ajuns aproape de insulele Sandwich. În 1799, francezul Louis Dar primește brevetul pentru descoperirea sa din 1798, prima instalație de produs hârtie. Ei avea aceeași calitate ca hârtia pe care o folosim în niște scopuri. 1821, începutul Revoluției la 1821, Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcărescu, membri ai Comitetului de Oblăduire și a Eteriei, încheie o înțelegere cu Tudor Vladimirescu, prin care îi făgăduiesc slujerului să acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă. În 1860, înființarea Liceului Gheorghe Lazar din București. În 1871, Wilhelm, da, întâi al Germaniei, se proclama primul împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Palatul Versailles, Franța. Spre sfârșitul războiului franco-prusac, imperiul este cunoscut sub numele celui de-al doilea rai. Da, că a venit după aia nebunul și trebuie să-l facem. Poți să citești mesajul pe care l-am primit în această dimineață?
Spirul Haret își ia doctoratul matematic la Sorbona în 1878 cu o teză de mecanică cerească devenită celebră. În 1879, la Teatrul Național din București, are loc premiera comediei O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, în distribuție Grigore Manolescu, Ion Panu, Mihail Mataescu, Anicuța, exact așa o cheamă, Popescu și Aristița Romanescu. Spun și de cine este semnat mesajul. Da, 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 citește-l. Bună dimineața, vă urez o zi superbă, sunteți niște băieți de treabă, vă urmăresc în fiecare dimineață. Vă pup, Bogdan. Mulțumim frumos. Mulțumim mult de tot. Deci minți la mare artă. Nu, pe bune, vorbesc să iasă mesajul. Uite, e un mesaj. Deci, salutări, salutări. Salutăm pe toată lumea, SMS primit la 0732538822. Domnul Dan, dar mai lasă-mă cu istoria asta, că un cear ce faci. Hai mă, că e frumoasă, uite, la 1919 a fost fondată compania Bentley Motors. Care este și în continuare. Da, și da? Care produce. Dar nu mai e alu originalul, nu? Cine l-a cumpărat? General Motors, dacă nu mai... Da? Ah, în fine. În 1948, în teritoriul Transilvaniei de Nord-Est, ocupat de Ungaria, în urma dictatului de la Viena, s-a dispus printr-o ordonanță ca în toate actele de stare civilă numele românesc să fie scrise cu grafie maghiară. Aoleu, tăgdăm, da. Tăgdăm. Interesantă emisiunea. Ați văzut-o aseară? Ai văzut-o, domnul Dan? Cu ce? Domnul acela veteran din mamă ce a povestit, mamă, urât. Așa, mergem la 1968, Marin Sorescu publică piesa Iona. Uh-huh. În 1997, exploratorul polar Auckland, Bjork, reușește să traverseze pe jos de unul singur, fără niciun ajutor, iau de ambiție. Da? Continentul Antarctic, ajungând la baza nouă-zeelandeză Scat de lângă Marea Ross Auckland, a plecat în expediție pe 14 noiembrie 1996 din într-o insulă. În două luni și patru zile a parcurs 2829 de kilometri. Am scumpat în buzunar. Da. Cât e o cursă de asta de 2800? Vreo 500 de euro, nu? Aha, mai bagă. La avion? Mai bagă. Da? Mai bagă. Da, până în Spania, cât să-ți ia. Îi place mersul pe jos, omul. Îți dai seama ce... Mersul pe jos face? Face piciorul, tenul frumos. Tu te-ai mers cel mai mult pe jos? Ai fost în expediție când era... Ai fost pe munte? Cu cortul în spate. Cu asta. Nu. Dar în armată n-ai apucat. Nu am făcut armată. Ce vreme. Ce vreme mai pierdut. Da. 1999, peste 10.000 de mineri. Deci nu mai tuși. Că eu sunt aici, șeful l-a tușit. Ai înțeles? Da? Dacă tușești, îl bați ușor pe spate, că e aici. Deci în 1999, peste 10.000 de mineri încep un marș spre București. Zine și nu, cum e spatele camerei? Ce urât, în primul rând? Ce urât în spatele camerei? Nimic nu este urât. Dar ce e frumos în spatele camerei? Dacă meseria urât, în sine e frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult când ai pus mâna pe ea prima oară? Ce mi-a plăcut cel mai mult? Butonul de on-off. Că m-am bucurat cel mai tare că mi-a luat primul telefon în rate. Era de la cu antena, așa. Am plătit vreo 10 ani la cardul ăla de credit. Așa, dar ți-i spăcea că ridicai antena. Da, între timp. Hai să vedem ce iese. Nu știu ce mi s-a părut. Care multe butoane? Nu care multe butoane. Fiecare buton are rolul lui. Așa. Iar în spatele camerei trebuie să fii foarte atent la tot. Așa. Adică nu trebuie să fii cu ochii numai în acel LCD sau... Așa. Trebuie să mai știi când vine tirul, când... Exact. Trebuie să... Când scade meteoritul în cap. Trebuie să te să spăzești spatele ție, în primul rând. Și în al doilea rând să ai grijă ca imaginea să fie bună, ca... Ce ai filmat cel mai frumos? Ce ți-a plăcut? Ce ai prins? Frumos. Nu știu dacă e un lucru... Interesant, de te-ai implicat 100%. Deci, a fost un accident. Asta m-a marcat foarte mult. Adică, un accident... Ai văzut niște detalii. Detalii cu absolut totul. Cred. Deci, atunci m-a marcat foarte mult. Am avut o zi sau două cam nasoale după asta. Care a fost cel mai amuzant moment pe care ai putut să-l surprinzi pe obiectiv? Sau care a fost cea mai plăcută întâmplare și amuzantă întâmplare pe care a avut-o la o filmare? Deocamdată nu am avut parte de... Amuzante? Ceva amuzante? Vrei să-ți dăm noi de lucru la amuzante? Îi dăm? Mergem pe la Petrom să alerge câinii și băgăm mâine senzațional, fantastic, mâncă câinii în Giurgiu. Da. Știi, dar te duci tu în față, eu îi fluier că știu cum să ia. Așa și livi după noi. Când ies pe sub poarta aia de la Petrom, știi? Știi? Nu, facem o fază? Zăm... Da, nicio problemă. Cum, n-ai filmat niciodată, de exemplu, cu obiectiv închis?
Nu mi s-a adică întâmplat. Adică să dai rec, să ai obiectiv închis? Nu. Hai mă! Mi s-a întâmplat să dau rec din greșeală. Hai mă, nu ești cameraman, e la fel cum studenții, nu sunt studenți dacă n-au o restanță, la fel și tu ți-ai dat. Ți-ai dorit să fii cameraman sau s-a întâmplat să cadă o cameră în mână și să nu, îți placă? Nu, e un lucru pe care mi l-am dorit mai de mult timp. Să fac lucrul ăsta. Uite, am primit un mesaj, ți-l dau ție să-l citești. Sunteți niște nebuni, semnat redacția. Sunt colegi acolo. Da, colegii sunt cu ochii pe noi. George, te rog să dăm un material. Zim ce nu-ți place în Giurgiu. Ce nu-mi place în Giurgiu? Ceva, un ceva. Hai să-l identificăm, o chestie. Un chelcășos, o... Străzile. Străzile nu-ți ce plac. Sunt cu ele? Ce se întâmplă cu ele? Sunt varză. Foarte varză, e vorba. Înainte să dăm material, compania Airbus în 2005 a lansat la Toulouse avionul A380, cel mai mare aparat de zbor din lume, destinat transportului civic și civil. Transport civic. I believe I can fly. Bun, dacă străzile nu-ți plac, nu sunt și niște aspecte. Nu care... sunt șofer. Așa. Dar de multe ori te deranjează și ca pieton. Ce-ați pățit? Celălalt cameraman am lăsat, dacă îți mai aduce aminte la un moment dat când am făcut eu filmare atunci de Crăciun. Așa. Și am luat interviul lui Liviu. Liviu asta și a făcut interviu așa. Da, da. Așa, era același. Așa, era același. Emoții, ai emoții? A, nu. Nu, nu. Ce bine în fața camerei. Sunt obișnuit cu voi. Să stai relaxat așa. Hai, ia băiatul. Ce lipsește de pe masă? Ce lipsește de pe masă? Nu putem să spunem. Cer părerea? Da. Nu-ți plac străzile, se pare că mergem în partea altă, da? Abordăm ușor tema cultură și aspect al orașului, mai mult sau mai puțin elevat. Ne abordăm subiectul numit statui de pomană, da? Niște copii foarte reușite, este un subiect abordat de colegul nostru Gelu în materialul, în jurnalul de știri pe care l-ați urmărit, cred, aseară. Oricum, dacă l-ați ratat, îl mai avem în reluare după ora 10 acestei dimineți. Hai să vedem, George, materialul cu celebrele statui din Giurgiu. Diana Cuciuta este denumirea corectă a uneia dintre statuile amplasate în Giurgiu. Locuitorii, mai tineri sau mai vârstnici, cunoscând-o cu numele de Căprioara. Statuia a dat numele vecinătății în care a fost amplasată, undeva în zona Autogar. Apoi, Diana, cu Căprioara ei cu tot, a fost reamplasată în mai multe locuri și nu demult reamplasată în rondul din vecinătatea Autogării. Din fotografiile monografiilor orașului de epocă, Stăncescu-Boldescu, le găsim în ce se numea pe vremea aia grădina centru, adică unde este turnul acum. Când am venit în Giurgiu în 80, erau în zona unde e pe vremea aia Casa de Cultură, era Mulgu Ilfovului, apoi teatru. Ulterior au fost montate în locurile care le vedem și astăzi. Diana este în piața, în scoarul din piața Gării, făcut sens giratoriu. Copia romană de secol 3 sau 4 a Dianei Cuciuta se află la Muzeul Louvre, iar originalul realizat de greci nu se știe dacă mai există. Revenind însă la copia metalică de la Giurgiu, este de spus că amplasarea statuii păcătuiește mai ales datorită lipsei unui fundal adecvat. Apoi, în spațiul său de protecție, au apărut noutăți care nu și-au locul acolo. Un soi de ornament de un chic evident și un postament pentru panouri publicitare, despre care nu se știe cum a obținut aviz pentru amplasare. Diana stă, după părerea mea, care nu o impun nimănui, pe principiul răului celui mai mic, deci e mai bine decât era înainte. În raport de cum era înainte, este mai bine. În raport de ideal, nu. Se pot găsi soluții. Unde anume în clipa aceasta, nu vreau să dau o soluție. Trebuie o consultare cu un grup mai larg de oameni care se pricep, se pot găsi. Oricum, ele sunt ultimele relicve ale primelor statui de for public și trebuie păstrate și restaurate.
O altă statuie veche de for public, care se păstrează la Giurgiu, are o soartă de-a dreptul vitregită. Este vorba de copia lui Apollo, originalul fiind la Vatican. Copia de la Giurgiu zace însă de ani de zile lângă fosta fabrică de bere, într-un scoarne îngrijit devenit loc de întâlnire al maidanezilor și ades spațiu de depozitare a gunoaielor. Deci, după cum spuneam, am găsit soluția, am găsit soluția pentru această statuie a lui Apollo. Mm. O să-l aducem invitat la noi în emisiune și o să-l punem aici în curtea televiziunii. Că cineva... Ți-aduce aminte de știrea când le-a fugit vulturul pălora din Bacău, din Buzău? Da, mă, dar noi măcar cel puțin o să facem o cerere scrisă. Că dacă pleacă conduce... acolo, cât o să mai stai acolo? Băi, așa ușor, îl găsești la primul la centru. Pas. O ia frumos la pas. De colectare? Da. Liviu, noi trecem la revista presei. Așa. Adică cât mai poți sta, că am înțeles că... Trebuie să treci la filmare. Unde te duci? Un sfert de oră. Ce filmezi? Păi nu, eu o să trec în spatele camerelor, iar colegul se plece pentru că e șoferul. Are o bere rece de la tine. Da, da. Un șofer în vârstă de 43 din municipiul Moinești, care este, a fost amendat de către polițiștii Băcăun cu suma de 500 de lei după ce a uitat unde și-a parcat mașina. Inițial reclamând la poliția din localitate că autoturismul i-a fost furat de persoane necunoscute. Potrivit inspectoratului de poliția județului Băcău, bărbatul a primit o sancțiune contravențională de 500 de lei pe motiv că a pus degeaba pe drumuri echipaje de poliție.